Este femeia mântuită datorită baticului? Nu, și este mântuită prin jertfa Domnului Iisus. Însă mântuirea se poate pierde datorită oricărui păcat înfăptuit, inclusiv păcatul de a nu asculta porunca Domnului legată de batic. Oamenii vor ajunge în iad nu numai unor păcate de comitere, ci și datorită unor păcate de omitere. În Matei capitolul 25, Biblia ne arată oamenii care au mers în iad datorită faptului că nu au făcut unele lucruri cerute de Dumnezeu. Nu am primit în casă pe cei străini ce aveau nevoie de adăpost. Nu au îmbrăcat pe cei ce aveau nevoie de haine. Nu au mers în vizită la cei bolnavi sau aflat în închisoare. La fel vor ajunge în iad femeile ce nu ascultă de Domnul, ce le spune să-și învelească capul. Bazat pe versetul 15 din 1 Corinteni 11, ei zic că femeia are părul ca învelitoare. Așadar, de ce să se mai învelească cu batic? Dacă ar fi real argumentul lor, versetul 5 și 6 ar suna așa. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, fără păr, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă, fără păr. Dacă o femeie nu se învelește cu păr, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se învelească cu păr. Așadar, Pavel nu le spune femeilor să-și lase părul lung, să crească și le spune să și-l învelească cu material. Biblia cere ca femeia să se roage cu capul acoperit. Teologii care spun că femeile trebuie să aibă păr pe cap. Dacă este așa, înseamnă că femeia care nu are păr trebuie să-și dea părul jos atunci când se roagă și și-l pune înapoi atunci când termină rugăciunea. Iar bărbatul trebuie să-și dea părul jos atunci când se roagă și să și-l pună iar atunci când nu se mai roagă. De asemenea, dacă ne luăm după argumentul acestor teologi, cum că femeia trebuie să aibă păr pe cap, mergând pe această interpretare, înțelegem că la rugăciune, bărbații trebuie să aibă părul ras, să fie tunși la chelie. Al doilea argument ar fi cel cultural. Ei zic că femeile prostituate aveau părul dezvelit sau erau rase și că la acel aspect s-a referit și Biblia. Însă dacă culturalizăm acest verset, le-am putea culturaliza pe toate. Biblia trebuie citită ca atare și trebuie luată în serios. Biblia ne arată în total 3 argumente pentru ca femeile să-și acopere capul. Doar unul din aceste 23 de argumente este motiv cultural și și-a încetat valabilitatea, celelalte 2 argumente fiind din pricina stăpânirii, din pricina îngerilor, argumente valabile și în ziua de azi. Niciodată verigheta de căsătorie nu a fost un semn biblic al faptului că femeia este sub stăpânirea unui bărbat. Trebuie fetele fecioare să-și învelească capul? Da, în acest fel, ele poartă pe cap semnul că ele sunt sub stăpânirea tatălui lor și sub stăpânirea lui Dumnezeu. Iar atunci când se mărită, semnul își schimbă simbolistica și arată faptul că ele trec sub stăpânirea soțului lor. Ei zic că din pricina îngerilor înseamnă de fapt din pricina păstorilor. Nu avem însă niciun precedent în Biblie unde păstorii să fie numiți îngeri. Ei fac această interpretare deoarece n-au nici cea mai mică revelație despre ceea ce vrea să spună Dumnezeu. În Matei 18 ne arată faptul că fiecare om are un înger păzitor și dacă facem ca un om să păcătuiască, îngerul păzitor al omului pe care l-a făcut să păcătuiască va raporta tatălui. Uite că sunt surori cu capul gol prin care Dumnezeu lucrează mai mult decât prin cele cu capul acoperit. Cum ar putea lucra Dumnezeu cu ele, dacă ele nu ar fi după voia lui Dumnezeu? Răspunsul îl găsim în Matei capitolul 7, versetele 21-23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, și cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Își poate pierde femeia mântuirea pentru un lucru atât de mic ca baticul? Să ne aducem aminte că Dumnezeu i-a aruncat din rai pe Adam și Eva pentru o mică neascultare, doar pentru că au mușcat dintr-un fruct. La fel ni se poate întâmpla și nouă. Faptul că faci anumite lucrări pentru Dumnezeu nu va compensa dacă nu asculți de El în altele. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa. Evrei, capitolul 2, versetele 1-4.
Poate femeia purta căciulă sau șapcă? Iată două argumente pentru care răspunsul ar fi nu. Pentru bărbat, cuvântul este acoperit, aici putându-se include căciula sau șapcă. Pentru femei, cuvântul este învelit. Acest cuvânt nu se poate folosi ca să spui surorile să-și învelească capul cu o căciulă sau o șapcă. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deuteronom, capitolul 22, cu versetul 5. Amin.